Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Așa cum era de așteptat, lucrurile au degenerat acolo în Ucraina. Rușii și-au făcut până la urmă, și-au făcut ce aveau de făcut și în momentul de față se așteaptă mișcările următoare ale lui Vladimir Putin, moment în care este chemat în Parlamentul României Eduard Helvig și este audiat, iar la audierile lui Eduard Helvig dă să intre teribilul domn George Simion, dă să intre cu o solicitare, cu o revendicare, cu o întrebare. Hai să urmărim niște imagini tensionate de acolo, de la Parlament, unde era audiat Eduard Helvig în legătură cu ce se întâmplă în Ucraina. Nu se poate, dar la serie nu se poate, sau cum? Nu se nu-i gărdezi oricum. Ce? Stau să vezi domnul Dar domnul Coldea e aici? Domnul Coldea e aici? Mai lucrează domnul Coldea la dumneavoastră? Trebuie să răspundă la lucrări. Pe domnul Coldea, am înțeles că mă caută domnul Coldea, îl caut și o pensă. Cum e? Să vedem. E interesat domnul Coldea de mine, hai să vedem. Cine conduce YouTube-ul ăsta? E foarte interesat, de o săptămână a pus jurnaliștii pe care i-are în soldă dumnealui, lui, să vedem dacă mai e activ, dacă nu mai e activ, să ne răspundă domnul Helvig. Dar cine niște nu răspundă? Am făcut o solicitare, sigur. Vă spun, sigur. Imagini tensionate. Bună seara, Răzvan Zanfir, de acolo, din Parlament. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Da, așa știi cum e, înregistrările astea cu George Simion toate dau o notă tensionată evenimentelor, deși n-a fost nimic acolo tensionat. George Simion încerca să mai intre într-o comisie. Dar nu să intre într-o comisie ca membru, să intre în sala unei comisii. Ia să văd și eu ce se întâmplă. Pe principiu s-a rușit un cap, domnule. Să bag și eu cap, mă zic că e domnul Helvig. Problema e următoare, că dai să intri, sigur că e normal, domnule, vrem să intrăm pentru că nu se poate ce fac ăștia, cam asta e atmosfera domnului Simion tot timpul. Măi, știi care e treaba? Partidul ăsta e antisistem, da? Un partid antisistem are trebuie să două facă dimensiuni. Așa ceva. Nu să știu fac. Ce trebuie. E obligat să facă așa. Domnule, dacă aveam partidul meu antisistem, îmi spunea ce trebuie. Păi dai sistemul acolo și nu trebuie nu să te duci să faci acolo. Cap, să par că te opui. Hai că pare că e un pic de sistem și aici. Da. Dar el definindu-se ca un partid antisistem are două dimensiuni. Una, de a lupta împotriva partidelor tradiționale care mai degrabă nu reprezintă cetățenii, ci instituțiile, mecanismele, deep state-ul, cum îi plăcea lui Trump pe vremuri să spună, și a doua, să nu respecte nici cutumele sau regulile. Acum, dacă pot fi de acord că partidele tradiționale sunt încremenite și nu funcționează așa cum ar trebui, domnule, ideea de regulă, mai ales pentru un partid pretins de dreapta, ar trebui să fie totuși ceva demn de luat în calcul. Două lucruri face George Simion în această perioadă. Sfidează și forțează limitele. Pentru publicul său, e un demers legitim, da. Normal, civilizat. Așa se face, așa e civilizat. Dacă vrei să te luți cu sistemul, intri peste ei, faci dregi, da. Dar de altă parte, vezi că e complet lipsit de orice fel de efect. E neproductiv, da. S-a dus atunci în criza energiei. Și deci, practic, ce a produs aur în criza energiei util? O strângere de ceafă la ministrul energiei. Și o schimbare a discuției, a conversației, pentru că s-a discutat sigur atunci despre live-uri. Da, da, da. Care era relevanța. Mă rog. Și deci mulțumim. Bă, da. Ăștia măcar au făcut ceva. Ce au făcut? Au prins de ceafă. Aici, iarăși, nu permitem să fie... Ce nu permitem să fie? Aici, a băgat capul. Aici e încurcătura. A băgat capul cu o revendicare absolut stranie. În sensul în care a zis, domne, Coldea. Ce face Coldea? Vreau să întreb de Coldea, dacă e Coldea. Sigur că acolo, fiind de Eduard Helvig, e un pic ridicol, că dacă vrei să-i reproșești ceva lui Eduard, nu îi reproșesc pe Coldea, că pe Coldea l-a schimbat Eduard Helvig, deci este de-a doaselea. Deci s-a dus acolo, a auzit că e ceva cu SRI-ul și l-a corelat imediat. A, cu SRI-ul Coldea, da, ia să vedeți ce le zic eu. Dar ce le zic Coldea? Mai poți avea de la șeful civil al Serviciului Român de Informații, da, cu privire la fostul șef operativ, militar, deci, al Serviciului Român de Informații, pe care l-a trecut în rezervă. Da. Deci este exact, ăsta e argumentul lui Helvig. Deci este ceva în favoarea lui Helvig. Deci dacă vrei să vii cu ceva, dom'le, ce a făcut dom'le Helvig de când e șeful acolo? Păi uite, de exemplu, are participat la schimbarea lui. Parcă îi văd așa pe politicieni întrebându-l pe Eduard Helvig ce mai face Coldea.
Și răspunsul firesc ar fi de la Eduard Helvig, voi să-mi spuneți. Voi să-mi spuneți, corect. Că mulți probabil păstrează legătura cu generalul Coldea mai intens decât o face Eduard Helvig, care nu putem spune că a fost un partener al său în ultimii ani, în condițiile în care consolidarea puterii în Serviciul Român de Informații a directorului general Eduard Helvig a coincis cu retragerea din activitate. Deci imagine absolut ridicole să le urmărim din nou, sens. Pentru că dai să intri, dai să faci, ca și când ai biciui fără bici, așa, cam așa pare domnul Simion, dând să facă ceva acolo. Hai să vedem încă o dată ce s-a întâmplat. Dacă le avem pregătite, dacă nu, acum sunt. Ne povestesc eu. Nu, imediat avem. Domnul Coldea e aici? Trebuie să răspund la lucrurile. Pe domnul Coldea, am înțeles să mă caută domnul Coldea, îl caut și eu pe el. Cum e? Gata. Să vedem. E interesat domnul Coldea de mine, hai să vedem. Cine conduce UFI? Dar de ce e interesat? E foarte interesat, de o săptămână a pus jurnaliștii pe care i-are în soldă dumnealui, să vedem dacă mai e activ, dacă nu mai e activ. Să ne răspundă domnul Helvig. Dar cine știe? O solicitare, sigur. Vă spun, sigur. Mă spuneai de tătăiță, domnule, pe vremea mea era unul Coldea la serii. Serii, da? Înseamnă că e unul Coldea, că așa era. Asta e atmosfera, de tătăiță, de ăsta. Întreține o zonă de mediocritate informativă în rândul publicului. Da. Deci, întreține o stare de habarnism, de serii cu Coldea, cu ea. Înțelegi? Deci, pentru publicul domnului Simion, sau mă rog, publicul pe care îl vizează domnul Simion, seria cu Coldea, că nu ăia. Ăla era. Știi, adică, de ce vrea să... Asta aș avea eu să-i reproșez domnului George Simion. Dacă tot ne-am adunat. Dacă ne mai intersectăm, o să-i spun și persoană. Mi se pare că vrea să țină lucrurile la un nivel rudimentar. Nu vrea să rafineze puțin discuția. Sigur, e percutantă, e eficientă pentru un public obosit care nu vrea să afle detalii. Ăla a trecut în rezervă, ăla încă conduce, ăla, domnule, mă bugerește. Dar el întreține o stare de asta de mediocritate. Ce e acolo? Păi, Sergiu Romele, Coldea cu ai lui plătiți pe urmele lui. Ia spune, domnule, ce mai face Coldea? Dacă te documentezi puțin, nu mult. Coldea nu poate să-ți mai ofere nimeni un răspuns cu privire la starea de ofițer activ sau în rezervă a generalului Coldea. E trecut în rezervă de câțiva ani. Știe toată lumea. Ce vrei să spună șeful serii? Domnule, noi am dat un comunicat de presă că e trecut în rezervă. E adevărat, acum vreo 3-4 ani. Dar sunteți naivi, domnul Simion. Erați plecat. Acum că mă întrebați, vă dați seama, nu pot să mint. Nu e, domnule. Suntem mână în mână, doar s-a prefăcut că trece în rezervă și continuă ofițer activ la noi acolo, dar și-a lăsat mustață, dar asta nu o recunoaște. Ce, doamne, iartă, întrebări stupide, așa de... Nu sunt cizele, nu vor să se cizeleze. Să mergeți la meeting-ul domnului Simion acolo. Să mergeți neapărat la meeting-ul domnului Simion, că nu se mai poate cu ăștia. Cu ăștia. Că nu ne mai facem bine. Da. Ăștia își bagi joc de noi, domnule. Deci cam ăsta e nivelul discuției. De ce ați venit aici? Păi, dar nu se mai poate. Cu ăștia, cu neurogiții ăștia, cu păi, dumneavoastră, nu vezi ce fac? Și undeva în spate, de rândul doi, e toți hoți. Da. Înțelegi? Nu știu, mie mă, te simți prost așa când vezi că alții au... cum să spun eu, revendic, care poți fi împotrivă. Dar sunt mai nuanțate, au capacitatea. Ca să nuanțăm și noi un pic, mergem către problema asta în care se zace acolo în Ucraina. Sigur că a existat și un moment extrem de ridicol și de partea cealaltă, nu numai aici în Parlament. A existat un moment ridicol și la Parlamentul de la Kremlin. Vladimir Putin stând de vorbă cu șeful de spionaj rus și momentul acela hilar, să-l urmărim și comentăm după, cel în care ăsta se făcea că da, să anexăm, nu să anexăm, nu trebuie să anexăm Crimea, nu asta era ideea. Ceva trebuia să facem noi acolo în Donbass. Hai să vedem. В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я или признавать суверенитет их. А я
Говорите, говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да, так, да, да или нет. Да, да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Cei mai năпăstuiți mental de la televizor au înțeles din acest eveniment, din această scenetă, că, domne, șeful spionajului rus era intimidat de Vladimir Putin, de nici nu mai știa ce trebuie să facă acolo în Donbass. Vă dați seama că oamenii ăștia de când a început anul, dacă nu și mai de-andoaselea, numai despre asta vorbesc. Planul lor numai ăsta este. Vă dați seama că e complicat să-ți închipui că ăsta, domne, prins așa într-un moment de spontaneitate, n-a știut să-i zică, să-i zică exact ce vrea să facă acolo în Donbass. E clară treaba că toată treaba asta e o scenetă, nu? E o scenetă între cei doi. Ăsta, șeful spionajului rus, a venit... Acum, speculația ar fi că, domne, a făcut un pas în plus, că ar dori anexarea, sigur, nu doar declararea independenței Donbassului, ci și anexarea acelei regiuni. Și atunci ăsta a aruncat-o pe piață. Până la urmă, uitându-mă la acest eveniment, vedeam acolo un Vladimir Putin îngrășat așa, ai văzut că s-a îngrășat așa, pare da, îngrășat, da, pare pompat așa și poate că e și o metaforă bună la evenimentul pe care zic. Noi prea îl pompăm pe omul ăsta cu tot felul de atribuții, cu tot felul de, cu un grad de periculozitate mult mai ridicat decât îl deține el. E un pic pompat așa, Vladimir. Ai urmărit discursul președintelui rus de aseară? Ce, nu în totalitate, că a durat o oră, lecția de istorie. O lecție de istorie. O să intrăm un pic pe istorie, dar mai încolo. Era material suficient pentru examenul de bacalaureat. Deci, domnul Buzeanu, materialul de aseară, lectura de președintele Vladimir Putin, a părut ceva neașteptat. Da. În sensul în care, în plin context belicos, tu vii și ții 20-30 de minute o lecție despre istoria Ucrainei. Mai bine, da, chiar mai bine. Iar mai bine dată. După aia s-a făcut trimitere și la ceva recent. Dar, uite, mi-am notat că am făcut o documentare aseară, domnul Buzeanu, și mi-am și notat câteva... A căzut în patima documentării, aici e problema. A fost un pus semn, a fost chiar așa o patimă, dar am sesizat o chestiune extrem de interesantă. Pentru cei care urmăresc articolele publicate de Vladimir, știi că Vladimir Putin publică și articole. E mare publicist, toată lumea știe, da. Așa, la un nivel suportabil. În iulie 2021, Vladimir Putin a publicat pe site-ul administrației prezidențiale un text cu titlul despre unitatea istorică a rușilor și ucrainenilor. Da, a fost invocat în câteva rânduri, în sensul în care în acel text Vladimir Putin face această declarație, cum că, domne, Ucraina face parte din Rusia și că... Da, nu despre asta vreau. Asta e sinteza, până la urmă. Nu. Sinteza e următoarea, domnul Buzeanu, că toată lumea, dai seama, fiind abordarea afacerilor, toată lumea s-a repezit către abordarea asta, enunțată de domnul Putin, că rușii și ucraineni în principiu sunt același lucru, că Ucraina, știi, de la Ucraina, cuvânt din rusa veche, înseamnă periferie, margini, deci tot ai noștri. Da. Nu. Un paragraf, e drept mai spre finalul articolului, e foarte interesant, pentru că deja se adresează direct ucrainienilor. Și spune în felul următor. Vreți să vă creați propriul stat? El acum a început să vorbă. Bă, ați luat-o pe poteca asta independent. Vă rog, dar în ce condiții? Permiteți-mi să vă reamintesc aici evaluarea făcută de una dintre cele mai strălucite figuri politice ale noii Rusii, primul primar al Sankt Petersburg, mă rog, face el o descriere a unui personaj, un jurist extrem de profesionist, și el credea că orice decizie trebuie să le fie legitimă și, prin urmare, în 1992, deci când s-a destrămat URSS-ul, a exprimat următoarea opinie. Republicile fondatoare ale Uniunii, da, printre care și Ucraina, celebra regiune după Ucraina, ce ele însele au anulat tratatul de la 1922, deci fondarea URSS, trebuie să revină la granițele în care au aderat la Uniune. Ce le spune el în iulie 2021 liderilor de la Kiev? Vreți să fiți pe cont propriu? Vreți să vă urmați destinul renunțați național? La acele teritorii pe care până la urmă le-ați dobândit în contextul după respectiv, da. Ce ați aderat la URSS. Da. Bun. Și ce s-a întâmplat pe parcurs? S-a preluat Crimea. Da?
În 2014, e drept. Textul vine ulterior și explică. Și acum Donbass-ul. Da. Deci el vrea să demonstreze că, domnule, ce facem noi acum nu e preluarea ostilă a unor teritorii. Nu, e revenirea la matca normalității. Și să știi că ai fi tentat să crezi asta. Domnul Buzelu îi spune, pe de altă parte, de ce să, după ce s-au rupt de mama Rusia, să beneficieze de teritoriile pe care le-au alipit Lenin, Stalin, Ucrainei, nu? Da, da. Dar ia să ne gândim puțin, așa s-a întâmplat în istorie, domnul? Păi o să ajungem la istorie un pic, dar mai încolo. O să vorbim și despre istorie. Intrăm și pe istorie, că acum întrebarea este și până unde vrei să dăm timpul înapoi, că putem să ajungem până la 482, când a fost pomenit prima dată Kievul, că până la urmă înainte de Moscova a fost Kievul. Deci depinde și unde vrei să structurăm discuția când e vorba de istorie și cât vrei să o dăm înapoi. Dar ce e interesant la Putin e că vine cu adevărul istoric și cu legitimitatea juridică doar în subiectele care îl favorizează. Că la Republica Moldova, de exemplu... Mă rog, aia să zicem mai... problema lui. Republica Moldova se și retrage armata pe aici. Deci nu despre asta e vorba. Dar uite, de exemplu, cazul României. Păi noi, după căderea comunismului, domnul Buzeanu, noi ne-am întors la realitatea juridică de guvernământ de dinainte de ocupația sovietică? Ne-am întors la monarhie? Nu! Acolo nu s-a mai pus problema. Că știi că ultima formă de guvernământ... Monarhie la noi, da. Legitim a fost monarhia. Noi din inerție am rămas în Republică. Da. Deci ori o facem... Bun. Traian Băsescu intervine în discuție. Plus că ajunge la Traian Băsescu fără aproape fără nicio legătură cu subiect. Dar mai ales cu legătură. Pentru că domnul președinte Traian Băsescu, fostul președinte al Republicii, intervine în acest subiect al Republicii, să lămurească lucrurile. Așa trebuie să le Republicii, formă. Să terminăm cu monarhia. Dacă n-am avut referendum privind forma de guvernământ la începutul anilor 90, rămâne pe monarhie. Da. Asta a venit pe tancurile sovietice, asta avem și acum în democrație. Îl urmărim pe Traian Băsescu? Celebrul comentator. Păi hai! Obiectivul major al lui Putin nu este invadarea Ucrainei, ci consolidarea autonomiei celor două, așa zise, republici autonome, Donetsk și Lugansk. Iar sancțiunile va trebui să vedem cât de severe vor fi, pentru că sunt prea multe interese economice, cel puțin în Europa. Traian Băsescu a susținut că singura prioritate a președintelui Rusiei este să lege Crimea, regiunea anexată ilegal în 2014 de cele două republici separatiste. Prioritatea lui Vladimir Putin este să rezolve problema cu Ucraina. Problema cu Ucraina nu este rezolvată odată cu recunoașterea independenței celor două republici separatiste. Obiectivul lui Putin este să ajungă să lege terestru Crimeea, ceea ce înseamnă că va avea în continuare în vedere proiectul Nova Rusia, pe care strategii ruși îl au în vedere. Fostul președinte al României e de părere că Federația Rusă ar trebui să fie sancționată aspru. Greu de spus ce mai poate face Occidentul în afara unor sancțiuni cinstite, severe împotriva Rusiei. Pentru că militar este o variantă exclusă, varianta militară împotriva Rusiei, și atunci rămâne izolarea politică și izolarea economică. Rusia trebuie scoasă din sistemul bancar internațional în primul rând, trebuie stopate vânzările de tehnologie către Rusia și să nu mai cumpărăm gaze din Rusia. Sunt câteva elemente esențiale. Practic, Vladimir Putin își consolidează armata cu bani europeni, banii din gaze. Asta cu sancționarea, Rusiei, până la urmă, văd că trenează așa, văd că avem o primă sancțiune din partea Germaniei pe zona de Nord Stream 2, care era deja de așteptat că va rămâne nefuncțională câtă vreme lucrurile stau în felul în care stau acum, dar văd că în rest se cam temporizează un pic sancțiunile, în sensul în care nu apar. Ele nu apar,
Ceea ce, până la urmă, e și un pic de mirare, dar poate că la faza în care ne aflăm noi, la decizia aceasta a Rusiei, poate că e de așteptat să nu se arunce din prima sancțiunile alea severe, cele legate de sistemul bancar, de exemplu, invocate. Dar e de așteptat de asemenea ca Vladimir Putin să nu se oprească aici. De ce? Pentru că există această teză a unirii Crimeei cu aceste provincii câștigate. Adică a mai avansat către Crimea încolo. Și de la cine ar mai avea de luat? Tot de la Ucraina. Nu, în continuare. Senzația că Ucraina ar fi, cum să spun eu, ceva atât de important pentru partenerii din NATO și din Uniunea Europeană, dincolo de declarațiile vor privind solidaritatea cu integritatea statală. Adică de ce ne imaginăm noi că e Ucraina ceva important? Și de ce ne imaginăm că este imposibil acest precedent? Dom'le, păi dacă îi permitem acum să facă asta... Păi haideți să ne amintim. În primul rând au mai existat teritorii care și-au proclamat independența în Uniunea, în Europa, îmi cer scuze. Da. Deci, Kosovo nu și-a... Da, da. E dar acolo na, era de partea, da. De partea binelui. Da. Dar avem un caz similar, Crimea. Și Putin a anexat Crimea și nu s-a întâmplat absolut nimic. Păi tocmai de aceea există această discuție, domnule, dacă nu se întâmplă nimic acum, nu s-a întâmplat nimic atunci, poate că omul ăsta nu se oprește aici. Dar poate nu interesează pe oameni atât de mult integritatea statală a Ucrainei. Adică, să fim serioși, în urmă cu 10 ani, în materie de analiză politică externă, în România, deci la București, în televiziune de București, se discuta în felul următor. Avem la nord un vecin mai degrabă ostil și extrem de mare. Așa se vorbea despre Ucraina, dincolo de limbajul diplomatic instituțional, că partenerii noștri, cooperanți... Doar că Ucraina dădea să se schimbe acest statut, totuși... Și s-a părut? Încercând să intre în Uniunea Europeană, având acel Maidan la momentul respectiv... Ce se caute în Uniunea Europeană, Ucraina, în condițiile în care nu îndeplinește criteriile minime pentru a fi eligibil ca partener de dialog, domnul Buzean? Lăsați că nici noi nu aveam toate criteriile la îndemână. Cuvântul meu nu e, pe cuvântul tău, de fapt, că al meu e... Dar ce anume nu respectam noi? Noi, în afară de problema corupției, ce mai avem, domnul Buzeanu, în materie de drepturile omului sau de respectarea drepturilor minorităților? Ți s-a părut că România a fost altceva decât un model? Este singura țară care oferă locuri în Parlament pentru fiecare minoritate etnică, indiferent de ponderea sa în cadrul națiunii române. E o stare de disciplină pe zona asta, într-adevăr. Suntem foarte disciplinați. Dar acum, încurcătura ar veni dacă armata Ucrainei ar riposta și înțeleg că de aici e până la urmă așteptarea. Dom'le, vor riposta oamenii ăștia sau nu vor riposta? Pentru că în momentul de față, dacă lucrurile rămân așa, probabil că nici sancțiunile acelea nu vor veni. Dacă lucrurile rămân la situația în care ne aflăm acum. E posibil să asistăm la niște sancțiuni îndreptate împotriva unor persoane fizice, împotriva unor oligarhi. Asta au spus britanicii. Și asta chiar ar fi interesant. Britanicii au spus. Și asta e o abordare care are sens. Da. Înțelegi? Dincolo de niște sancțiuni împotriva băncii centrale a Federației Ruse, și mai ce? Și ce o să se mai întâmple, domnul Buzean? Uite, de exemplu, pot fi sancționați în continuare cu declarații severe, ca pe vremea lui Traian Băsescu, care îi sancționa de fiecare când îi prindea, le dădea niște replici de nu se vedeau. Pe replici eram o forță internațională la momentul în care Traian Băsescu era președinte, sau nu știu, am aminte momentul cu anexarea Republicii Moldova. Da, și aplauze. Și aplauze. Sigur că pe replici eram o forță și în continuare văd că mai există replici la televizor când e vorba de ironii. Mamă, dacă nu ironizăm pe ruși. Și președintele Traian Băsescu, la acea dată președintele României, practic, ce a făcut până această declarație? Până această declarație și-a arătat stabilitatea pe zona de umor. Nu, nu avem experiență în zona anexării noi. Noi nu anexăm. Deși doamna Viorica Dăncilă, ce ai vrut să zic că ne axăm pe și a zis, ne anexăm pe, adică avem. A zis că și descurajăm NATO. Descurajăm alianța. Ce a făcut președintele Traian Băsescu aici? A recunoscut că Rusia are experiență în anexarea altor state, sau teritorii. Da. Și că noi nu avem acest. Și vă surprinde acum. Da. Lasă-ne pe noi. Dom'le, tot de bacă. Noi suntem totuși pe noi în discuție. Un popor pașnic. Care nu anexăm. Eu am această
asta e valoarea asupra lumii. O singură dată am luat și noi un teritoriu. Și ne-a fost rupt. Și mi-a costat mai multe vieți decât da, cadrilaterul, că ai văzut și tu ce s-a întâmplat cu comitagii. Greu de tot de ținut sub control. Te rog. Eu remarc totuși în momentul de față, când ne uităm prin istorie, vedem această redutabilitate a marilor lideri, care au cucerit, care au făcut, care au desfăcut. De exemplu, Napoleon, ca să o luăm mai încolo, dar poți să mă duc mai în spate, până în Genghis Khan, poți să mă duc până unde vrei tu. Deci toți liderii aceștia care au condus la un moment dat imperii, asta au făcut, au anexat provincii. Da, se numea colonizare, se numea, avea așa un nume mai festiv, un pic așa ceva mai comestibil. Dom'le, colonizau, nu anexau, colonizau. Și toți oamenii aceștia sunt în momentul de față de aplaudați de istorie și ei sunt mari lideri, nu? Adică sunt cumva ceea ce istoria consemnează niște vașnici conducători, aplaudați încântători, oameni de mare prestigiu. Și trebuie și mă gândesc, bă, dar nu care cumva Putin are această dilemă, stă și te uită și citește și manualele de istorie. Și ce uite, ăsta, de exemplu, când făcea ce dau eu să fac acum, el la momentul respectiv dădea dovadă de curaj, dădea dovadă de dârzenie, de tot felul de atribute de-astea favorabile. Și acum eu când dau să fac ce fac ei, sunt nebunul de Putin, sunt nu știu ce. E vorba de adaptarea la realitatea momentului. La condițiile de trafic. La condițiile de trafic istoric, domnul Buzeanu, că gândește-te că un conducător ca Ștefan cel Mare în zilele noastre n-ar fi considerat nici mare și cu atât mai puțin sfânt. Da. Înțelegi? În condițiile în care cronicile epocii îl descriau ca pe un personaj destul de nervos și iute vărsător de sânge. Asta e greu să compatibilizeze azi cu imaginea legendară a unuia dintre cei mai importanți conducători. Așa erau regulile jocului atunci. Între timp, țărilor române, ulterior, iată, canonizat de biserică. Și canonizat. Înțelegi? Da. Deci, că trebuie să te gândești. Deci, Ștefan cel Mare se făcea vinovat de niște crime. Da. Dincolo de războaiele purtate. Că spune că la banchet, un pic luat pe grasă de codnari, mai făcea și lucruri. Mai vărsa și sânge. Mai făcea și nefăcute. Înțeleg? Și cu toate astea, la momentul ăla, chiar și moralitatea se adapta realității istorice. După care, 100, 200, 300 de ani mai târziu, oamenilor nu le mai erau iertate niște păcate. Deja deveneau asasini, deveneau criminali. Așa și Ștefan cel Mare era criminal, doar că în epoca sa era ceva acceptabil. Ce nu înțelege domnul Vladimir Putin? Că nu mai e așa. Că la chiar și la momentul său Ivan cel Groaznic era considerat groaznic, exagerat. Groaznic, da. Da. Deci e important să fie adaptat. S-au mai schimbat, au mai apărut niște tratate internaționale, a apărut diplomația între timp, nu mai e clar pe vreme. Te duceai cu călăreții și luai ca Genghis Khan toată Rusia. Cum erau campaniile electorale în interbelic? Doamne ferește, numai militant de partid să nu fi fost. Exact. De la toate partide, de la țărăniști, de la liberali, să dai câteva zile în spital. Da, dacă aveai loc în spital, și atunci era un problem cu sistemul medical. Importantă comunicarea. Numărul de paturi. Cum te comunici? Propaganda rusă. Hai să vedem cum comunică evenimentul acesta, pentru că ai văzut că domnul Vladimir Putin zice, domnule, nu zice armată de ocupație, sau ce zice, domnule, armata menținătoare de pace, sau cum se zice, pacifistă, Vladimir Putin, armatei ruse. Hai să vedem ce se întâmplă în momentul de față în Rusia. Ce înțeleg rușii din ce se întâmplă? Federația Rusă a folosit constant în ultima lună minciuna ca mijloc de a justifica acțiunile militare pe teritoriul Ucrainei. Astfel, dosarul trimis săptămâna trecută de guvernul rus membrilor Consiliului de Securitate al ONU aduce în prim plan presupusul genocid împotriva etnicilor ruși din cele două zone. Justificarea nu a fost însă confirmată de OSCE sau de alte organizații internaționale. Cu alte cuvinte, prezența trupelor rusești de menținere a păcii în Donbas nu are temei, iar Vladimir Putin folosește abuziv ideea genocidului. Propaganda continuă cu afirmația conform căreia liderii SUA și NATO ar fi promis în anii 90 că NATO nu se va extinde spre est. Acest aspect nu a fost niciodată luat în calcul. Această afirmație aparținându-i chiar lui Mihail Gorbaciov. În plus, Putin prezintă scutul antirachetă de la Deveselu ca o amenințare și nici de cum ca un instrument defensiv, așa cum afirmă NATO. Deși inițial ambasadorul Federației Ruse în Statele Unite ale Americii, Anatoli Antonov, a afirmat că țara sa are dreptul să își desfășoare trupele oriunde dorește pe teritoriul său, acesta a adăugat ulterior că Donbas și Lugansk aparțin Ucrainei. Declarația vine la numai o zi după semnarea decretului de recunoaștere a independenței celor două regiuni. Again and again I would like to say you that we have our legitimate right to have our troops where we want on Russian territory, on Russian territory. And I would like to say you that we are not threatened to anybody. We are not threatened to United States. We are not threatened to Ukraine.
We are not trying to take any territory of foreign countries. I would like to confirm that Donbass and Luhansk is a part of Ukraine. What we want, we don't want to see irritants along the perimeters of Russian territory. Că nu e important ce se întâmplă, important e ce poți să comunici din ce se întâmplă, ce poți să explici că se întâmplă. Până la urmă e ceva ce înțeleg și partidele de la noi, se numește punctaj. Există acest punctaj cu care se intră în momentul în care ai de ceva de spus la o televiziune, nu te duci așa pur și simplu cu niște idei ale tale. Te duci cu ideile partidului. Te duci cu niște idei meșteșugite. Oamenii au muncit la ideile. Niște meșteșugare ai nu partidului. Nu duci în de râdere cu spontaneitatea ta, cu capacitatea ta, dacă o ai, de a genera răspunsuri. Nu, ți se dă la unde te duci. Uite, mă duceam la emisiune. Te duci așa fără răspunsuri de la partii la tine. Te văd, oamenii aia, fără răspuns. Dar nu ți-e rușine? Ai venit în răspunsurile goale la televizor? Puneți, domne, niște răspunsuri de la partid la tine. Știți că poate ați sesizat, avem așa comunicator de la partide. Le pui o întrebare și zici că ai dat play unei înregistrări. Încep. Da, Partidul Social Democrat condamnă grav lipsa de acțiune a partenerilor în ceea ce privește criza energetică. Principalul vinovat este, fără doar și poate, X, Y, Z, nu știu ce, pa, 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 pa. Și ai senzația de deja vu că ne-au și scris unii telespectatori. Bă, dar nu zic bă, ați mai avut emisiunea asta așa cu 3 zile. Am mai făcut așa cu... Da, domnule, că nu au mai fost oameni. Bă, tot așa erau. Doar că nu era femeie, era bărbat. Păi vedeți că e o diferență? Da, dar nu mare. Care ar fi diferența? Timbru vocii? Și fiecare cum știe să citească un text, să-l interpreteze mai bine. Rest, ideile sunt aceleași. Și vă vom demonstra astăzi de ce spun comunicatorii PSD în cazul de față același lucru, lipsit de substanță, atunci când intervin în spațiu public. Uite, de exemplu. Ia. Publică cei de la România Liberă un articol mai pe larg în legătură cu punctajul PSD-ului în această criză a energiei și uite, chestia asta, vă spun sincer, mi-a intrat pe nas. Uite așa, mi-a intrat pe nas, e un circuit. PSD pledează pentru un mix de soluții care să includă reglementarea astfel încât facturile la electricitate și gaz să redevină și să rămână suportabile pentru populație și economie, inclusiv iarna viitoare. Deci asta cu un mix, ați auzit-o de atâtea ori, un mix de soluții. Deci un mix de soluții. Și în comunicatele de presă, și în declarațiile, de la ministru până la deputat, senator, trecând prin ce mai au ei, consilieri județeni, când îi întrebai, și bine, asta e situația, dar cum o rezolvăm? E nevoie de un mix de soluții. E important să găsim un echilibru între decizii. Haideți să discutăm cu jurnalistul care a publicat aceste dezvăluiri privind punctajele de partid ale Partidului Social Democrat, că de-aia îi se spune PSD. Îl salutăm pe jurnalistul Laurențiu Mușoiu, publicația România Liberă. Bună seara, domnule Mușoiu. Bună seara. Haideți să dezvoltăm puțin aceste dezvăluiri pe care dumneavoastră le-ați publicat astăzi. Deci, nu funcționează telepatia în PSD? Primesc aceeași linie de comunicare? Nu că n-am fi știut, dar acum văd că ați și demonstrat-o. Da, păi știți că și la grădiniță nu trebuia să te duci fără poezia neînvățată. Da, nu vii așa nepregătit. Era că la orice serbare, iar se pare că acum guvernarea a devenit o adevărată serbare și tot probabil că se așteaptă Moș Crăciun sau cine așteaptă guvernul. E ceva exact festiv. Da. Am văzut exact ceea ce li s-a transmis membrilor PSD să transmită și ei mai departe pe toate căile de comunicare. Să meargă din mână în mână. Da, am văzut multe, să spunem, propuneri care greu de crezut cum vor fi fundamentate, cum vor fi puse în aplicare. Și din toată această listă de sfaturi, să spunem, pentru militanții PSD, reiese că ANR nu are nicio vină. Dacă asta este, PSD. E foarte important, asta mă uitam aici în articol, că e un punct important din toate celelalte, ăsta se desprinde ca fiind ceva mai relevant, mult mai relevant decât toate celelalte, pentru că el trebuie să mușamalizeze incompetența Partidului Social Democrat. Când e vorba de problema asta a energiei, am remarcat cu toții că, domne, cu jumătate de voce trebuie să zică și de ANR ceva, că, domne, deci, n-ai ce să faci, vor participa și ei acum, uite, la soluții, zice domnul Ciolacu, vin și cei de la ANR. Dacă ne întreb în legătură cu vina, ANR-ul n-are nicio vină. Și e un fel aici de a puncta lucrul ăsta, că, domne, ANR-ul nu e chiar vinovat. Da, ei spun că ANR-ul nu stabilește aceste presuri, dar noi, verificând culmea, chiar site-ul ANR, chiar acolo ne-am uitat, una dintre atribuții ANR este că stabilește prețuri. Așa scrie pe site. Atunci, nu știu, poate au scris greșit chiar pe site-ul ANR. Poate e greșită legislația și e corect punctajul de partid de la PSD. N-am luat în calcul varianta asta. Exact.
nu, ce drept pentru membrii partid să fie ca Biblie aceste notițe care vin de la partid, pentru că ei vor fi verificați dacă au votat poezia aceasta, nu dacă au învățat legislația. Și eu am zis ce mi s-a dat. Asta mi s-a dat, asta și mai departe. M-au mințit de la comunicare, vă mint și eu pe dumneavoastră. Mint și eu, ce să fac? Asta e motivul pentru care de fiecare dată când aduceam în discuție orice altceva decât responsabilitatea Ministrului Energiei și cu precădere vorbeam despre conducerea ANR asumată de Partidul Social Democrat, comunicatorii aceluiași partid ne explicau de ce e în plus în discuția NR-ul. N-are, domne, niciun fel de treabă. Ce au făcut jurnaliștii de la România Liberă și noi într-un exercițiu similar în urmă câteva săptămâni, a fost să citească pur și simplu prerogativele ANR de pe site-ul propriu. Și ce să vezi? Legislația contrazice punctajul Partidului Social Democrat. Da, ANR are și datoria de a supraveghea piața de energie. Păi, dar cine supraveghează ANR-ul, e întrebarea. Când vă luam asta ideea. Păi, da. Nu, ANR se pare că nu supraveghează nimeni. Nu-l mai supraveghează. Parlamentul ar fi trebuit, dar uite că nu se ocupă. Cu asta mulțumim pentru intervenție, domnule Laurențiu Mușoiu, ziarul România Liberă. Mulțumim pentru dezvăluiri, pentru punctele de vedere exprimate aici. Pentru că sunt proprii. Uite ce înseamnă un punct de vedere propriu, nu ca punctul de vedere de partid. Nici nu mai știu dacă să-i mulțumesc pentru intervenție invitatului. Și vă mulțumim pentru comentarii. Trebuie să spun, nu mulțumiți, mi-am vă mulțumesc pentru intonația cu care ați recitat punctajul de partid. Mergem mai departe. Și mergem mai departe și mergem la domnul Cîțu. Mergem la domnul Cîțu, care din când de când acolo, așa? Este învăluit de întrebările astea, planează asupra sa întrebări de-astea lumești, cum a fost momentul și cât costă o pâine, domnul Cîțu. A fost un moment care a tot... Cât costă o pâine? Acum s-a revenit la domnul Cîțu cu întrebări de genul și ce l-au întrebat? Dom'le, cât costă benzina? Cât ați făcut un plin? Cât va costa benzina? Conduce? Conduce, consumație. Conduce și altceva în afară de Partidul Național Liberal? Da, mai conduce. A avut necazul ăla. Însu a condus guvernul, conduce Partidul Național Liberal, conduce Senatul României. Conduce o discuție în legătură cu consumul. Da, conduce și autoturism. Știu că în tinerețe a condus. Da, că da. Ne amintim. Dar nu doar șoferul consumă, mai consumă și mașina. Și întrebarea era în legătură cu consumul mașinii, știi, că se pune problema. Domnule, trebuie să spui în clar, domnule, că e loc de interpretare. A crescut prețul la benzină. Și vă aduceți aminte momentul cu Tăricianu, când era întrebat, când creștea, că benzina n-a crescut doar acum, a mai crescut de-a lungul istoriei. Și de fiecare dată când crește benzina, a întrebat politicianul, domnule, cât costă un plin de benzină? Cât va costa un plin de benzină? Și acolo încurcătura e similară în legătură ca aceea în legătură cu energia. Că omul nu poate să spună, că de acolo deduci cam ce consum are la mașină, îți dai seama care cine știe ce mașină are. Deci se pare ceva și modest. Și Tăricianu chiar era un pasionat al subiectului. Da. Motiv pentru care trebuie să ne amintim o replică dată de Crin Antonescu, care, încercând să-l complimenteze, cică, pe Tăricianu, l-a numit un mare conducător. Auto, adăugând festiv ceva. Bine, poți să zici, am mers și cu ea turată, domnule. Eu și merg cu ea turată. Mă grăbesc pentru să ajut țara. Nu pot să stau în trafic, eu trebuie să mă grăbesc un pic, am multe lucruri de făcut și o turez așa și poate că își de-aia consumă. Bun, domnul Cîțu, în legătură cu chestiile lumești. Acum două weekend-uri. Și cât va costa? 300 de lei ceva. Așa că am făcut prima dată 300 de lei. Și cât v-a ajuns? Am făcut un drum până atunci și înapoi. Cred că mai am ceva. Dacă ați fost, când ați fost ultima oară la cumpărături? Cumpărături? Deci ce ați cumpărat, ce ați dat? Cât mai e pâinea? Mai aștept paste. Pâine în 2 lei se vede. Și pastele? Este paste și... Cât ați dat pe coș sau pe cumpărături? Cât ați dat? Am făcut foarte puțin. Nu iau așa de multe lucruri deodată. Am niște paste și un sos, cred că asta mă. Și cât timp v-au ajuns, domnule premier? Dacă ați face doar o masă, nu a fost doar pentru masa respectivă. Sigur că se pune problema. Care e relevanța discuției? Ce vrei să arăți cu asta? Faptul că s-au scumpit produsele? E nevoie să se dovedească faptul că s-au scumpit produsele? E cineva care contestă faptul că s-au... Vă dați seama că de-aia se întâlnesc cu oamenii încercând să găsească, domnule, să mai scădem TVA-ul, să mai scădem aia, să la produsele de bază. E clar că nu contestă ideea creșterii prețului la produse. Care e relevant și ce ați cumpărat? Am luat niște paste. De asta e o întrebare populistă din anii 90 venită. A pus și sos. Ai văzut? A avut bandă sos. Dacă își permite. Cine își permite, pune. Ca să demonstrezi că n-ai rupt legătura cu poporul, spui, păi da, am luat o pâine care costă 1,50 lei, am luat și paste, deci ați luat și paste și pâine. Asta e treaba mea, ca să se umfle stomacul, știi? Ca să fii și mai populist, pe pastele alea, 5,
Nu, nu, mint. 4,90 lei. Asta e mint. Așa? Da. Și un sos? M-am aruncat 7 lei, să știți. 7. Dar îl folosesc de două ori. Știi? Și brusc cetățeanul are să... Uite, mă, un om ca noi. Da. Problema e până unde mergi cu populismul ăsta. Gândi ca și cum își imaginează cineva că, uite-l și el mănâncă... În 15 lei aia a fost, asta e masa lui, înțelegi? Nu are niciun fel de legătură cu realitatea. Și cât a costat? Că dacă te duci așa, o să ajungi în punctul în care va trebui să circule cu transportul în comun. Dar vei asista la situații mai puțin de bun simț, în care întârzie ședința de guvern pentru că prim-ministrul este blocat în troleibuzul 66 la universitate, a prins de două ori stopul. Adică, unde vrei să mergi? Cu populismul. Ce vrei să spui? Mă scuzați, dar nu mai venea metroul ăla. Scopul, dar... Adică e nevoie totuși de asta cu, să nu fie rupt de lume. Bineînțeles că frumos ar fi să nu se rupă de societate. Uite, o întrebare... De exemplu, uite, știi pe cine bănuiesc că e rupt de societatea română? Pe Klaus Iohannis. Da, e rupt... Uite, mi se pare mai oportun în contextul ăsta geopolitic, al strategiilor la nivel european, al adecvării dialogului în plan extern, decât pe chestiuni interne. Pe chestiuni interne, chiar mi se pare că președintele Klaus... E debranșat de la chestiunea internă, domnule, până la urmă. Domnule, da, și-a pus centrală proprie chestii, de realitate. Sunt chestii lumii. Nu e la racordat da. La... Dar pe chestiunile externe, na. Da, e o întrebare care planează. Îmi răspunde la telefon, eu l-am văzut chiar cu receptorul la cap în câteva ipostaze, știi? Știi că Ilie Dumitrescu, când s-a apucat să se impresioneze singur. Să se impresioneze. Impresionat da. Era deja. Bun. Acum, e într-adevăr o întrebare care trenează în legătură cu politicienii aceștia care trăiesc totuși în aceleași condiții de la un anumit moment încolo cum trăim și noi. Adică și dacă ai girofar, tot pe autostrada aia o iei. Tot pe drumul ăla național cu o singură bandă. Adică tot pe acolo e. Asta e situația. Cât de mult poți evita traficul? Dar, de exemplu, cât de mult poți evita aerul? De exemplu, când ești în capitală, că aici se desfășoară politicianul român. Dom'le, cum poți să eviți aerul? Că până la urmă respirăm același aer și noi și ei. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care venim cu niște explicații de ce situația a degenerat din nou la nivel de aer în București. Este o poluare din ce în ce mai greu de rezolvat. În regiune, în capitală, unde se respiră acest aer din ce în ce mai greu explicabil, pentru că trebuie să vii cu o explicație, să furnizezi o explicație. Bă, dar de ce nu ești în stare totuși să rezolvi o problemă? Uite, de exemplu, problema arderilor ilegale din jurul capitalei. De ce nu ești în stare să rezolvi așa ceva? Adică nu ți-ar da pe-n cap că e ceva ce ar trebui să faci pentru tine, nu pe el. Adică, până la urmă, tot aerul ăsta respiri și tu. Nu este cu nimic diferit. Nu ești cu nimic diferit față de ceilalți cetățeni. Adică dacă în alte privințe să zici că dădeam exemplu traficul acolo, mai poți să ocolești un pic circumstanța care se află omul de rând. Păi, dar aici când e vorba de aer, aici chiar n-ai ce să-i faci, că nu poți să respiri, adică n-ai un aer condiționat diferit față de ce se întâmplă. Și atunci stau și mă gândesc, bă, dar nu sunteți în stare să rezolvați o problemă a unor bezmetici care ard deșeuri în jurul capitalei? Nu vi se pare important? Tocmai de aceea am zis, bă, hai să sunăm pe omul acesta, pe domnul Berceanu, care părea extrem de redutabil în ceea ce făcea. De ce l-a schimbat? De ce a fost schimbat? Domnul... Motiv pentru care îi spunem Berceanu. Bună seara fostului șef al Gărzii de Mediu, domnul Octavian Berceanu. Bună seara, domnule Berceanu. Bună seara. Domnul Berceanu, ce se întâmplă? Pentru că și astăzi lucrurile au degenerat în privința aerului. Sunt din ce în ce mai greu explicabile. Noastră aveți o explicație de ce se întâmplă această... De ce ni se întâmplă această chestiune? Arderile, în general, nefiind sancționate de-a lungul timpului, au devenit un fel de sport național în România. De la simpla ardere a frunzelor și a reselor vegetale din spatele curții, la arderile de gunoaie în stațiunile turistice, că e mai ușor să le ard după ce pleacă turiștii, și până la arderile acestea necontrolate, care le vedem la marginea orașelor, plus acele arderi, să le zic, necontrolate, dar cu acceptul autorităților locale. Mai avem încă un tip de ardere destul de costisitoare pentru sănătatea noastră și acestea sunt arderile de combustibil alții decât gazele în gospodăriile și în socele din orașe. Asta se întâmplă cu zeci de mii de locuințe în București și în majoritatea orașelor din țară. Primim mesaje de la oameni de în jurul Bucureștiului, care locuiesc în jurul Bucureștiului și ne spuneau că, de exemplu, dimineața aceasta nu s-a putut respira. Era ceva de neimaginat. Și citesc aici o declarație a dumneavoastră. Industria la negru din zonele deșeurilor înseamnă foarte mulți bani, peste 1 miliard de euro. Da, asta este cifra estimată și de cealaltă instituții mari.
și de procuror și mai de toată lumea care se pricepe un pic în domeniu. E egal cu poate la aceeași nivel cu cifra industriei lemnului de pe Piața Neagră. Cam, na, sunt foarte mulți bani și asta la prima vedere, la prima estimare, că n-am avut resursele să aprofundăm subiectul. N-au fost resurse. Acum citeam totuși de asemenea că s-a votat în Parlament ca salariații angajați la Garda de Mediu să primească venituri duble. Li s-au dublat veniturile începând de zilele acestea. Dar și-au dublat și eficiența în ultima perioadă? Nu, ca să dublezi eficiența sunt câteva lucruri structurale de făcut. Asta este clar. În primul rând trebuie să dai niște unelte Gărzii de Mediu, oricare ar fi fost instituția care se ocupa de zona de mediu, trebuie să aibă niște unelte. De exemplu, o simplă ardere de cauciucuri pe câmp, poți estima când se întâmplă, ai un sistem informatic, ai niște camere de luat vedere, ai niște drone, ai o rețea la nivelul populației, pentru că poliția nu semnalează astfel de ardere. Ai o rețea care să spună, uite, acum avem arderi, ai o rețea conectată la 112 ca să poți să vezi care este frecvența. De multe ori 112 este apelat de către populație. Pompierii se duc acolo, sting deșeurile astea care ard, dar nu raportează nimănui. Nu au voie de fapt să raporteze. Asta e cel mai grav. Li s-a interzis. De ce nu au voie? Li s-a interzis să raporteze. Asta știu de la ei. Pur și simplu... Și interdicția asta de unde ar veni, domnule Berceanu? De la superiorul ierarhic sau e prevăzut în lege? Conducerea ministerului. Conducerea ministerului de interne? Da, asta mi-au zis, asta se întâmplă de la nivel de domnul Bode sau până unde credeți că ajunge? Nu e de la domnul Bode de azi, că până la domnul Bode mai sunt niște oameni sub respectivii, niște secretari de stat, niște directori. Aceia care sunt neclintiți. Păi eu din câte știu... Mi-e greu să înțeleg fenomenul, pentru că din câte știu, pompierii fac parte din Departamentul pentru Situații de Urgență. Ori acesta e condus de Raed Arafat. Mi-e greu să cred că Raed Arafat ar da o astfel de interdicție. E puțin probabil să fie de la domnul Arafat. Nici eu nu cred. Fără să fiu un simpatizant al domnului Arafat. Nu pe filiera asta văd problema. Asta mi-au zis oamenii că nu au voie să raporteze cam ce se întâmplă așa vis-a-vis de arderile astea ilegale de deșeuri. Dar care ar fi explicația? Pe cine ar favoriza această interdicție? Favorizează în primul rând o întreagă structură de timp mafios care se ocupă cu comerțul ilegal al deșeurilor. Favorizează iarăși o structură de timp mafios care se ocupă de desasamblări de automobile, iar toate resturile alea din interior plus anvelope sunt aruncate. Favorizează autoritatea publică locală, primarii, pentru că 700 ceva de comune nu au gropi de gunoi și ard. Și ce alte comune, mare parte din ei ard, și primarii zic că oamenilor, duceți-vă lui, aruncați-le pe câmp și din când în când le dau foc, pentru că în gunoiul ăla găsesc și diferite acte contabile ale firmelor, bonuri de casă, fel de chestii. Deci pe sunt care mulți beneficiari ai acestei interdicții venite, spuneți dumneavoastră, chiar de la concerea ministerului. Pe asta cred că Ministerul de Interne ar favoriza infracționalitatea din România. Bine, nu sunt în stare de șoc, vă mărturisesc. Chiar vreau să remarc, nu par chiar în stare de șoc, dar e o acuzație deosebit de gravă și frumos ar fi să o putem documenta. Și Ministerul Mediului face același lucru. Am mers pe teren și am văzut, chiar săptămâna asta vor fi niște reportaje, cum ambele instituții, Garda de Mediu și Ministerul de Interne, închid ochii la infracționalitatea de mediu și cea economică. E foarte important, merg mână-mână. Infracționalitatea de mediu și economică merg mână-n-mână. Dar, Berceanu, aici vorbim de niște șpăgi, probabil, pentru că trebuie să existe o motivație. Înțeleg că săptămâna asta vor apărea sub formă de probe pentru afirmațiile domnului Berceanu o serie de înregistrări. Așteptăm acele înregistrări care sunt extrem de importante, pentru că până la urmă, vedeți, există o stare de îngrijorare în legătură cu vaccinarea. Dom'le, ce băgăm în noi? Tot timpul românul stătea așa. Dom'le, stai un pic că nu poți să mă obligi să bag în mine ceva. Dar uite că aerul e ceva ce ești obligat să bagi în tine. Și aerul ăsta practic îți scurtează cu certitudine din viață mai mult decât îți scurtează vaccinurile alea care... Viața, dacă trăiești, ai ghinionul să trăiești în București, îl cu 4 ani. Păi nu știm dacă vaccinurile scurtează. Păi asta vreau să spun, că cu siguranță la vaccinuri, sigur că sunt păreri, sunt tot felul de păreri. Virusul de asemenea a intrat o dată în tine, trecut prin tine, iarăși ăla nu știi cât îți scurtează și ce îți produce.
Dar aici avem certitudini, din păcate. Avem certitudini. Aici una din certitudini este că foarte mulți dintre noi vor suferi. Numărul de cancer care apar în fază terminală 3 și 4 a crescut foarte, foarte mult. Nu se compară doar cu copșa mic acum 50-60 de ani. Nu mai găsim cancer în fază, în prima fază pe care să le și tratăm. Este ceea ce a spus doamna doctor de la spitalul Nasta, doamna Mahler. Da. Pe de altă parte, avem niște date statistice care la nivel european spun că în România mor 25.000 de oameni anual din cauze directe și indirecte ale poluării. Împărțiți, vă rog frumos, 25.000 la 365. Ce de zile cât are anul. Da. Și veți obține o cifră care bate de departe mortalitatea din pandemie. Eu aștept, domnule Berceanu, acele probe importante, pentru că sigur că vorbim de împărțire aici, vorbim de tabla împărțirii, pentru că oamenii ăștia închid ochii, dar închid ochii dintr-un motiv, nu închid ochii de cauza soarelui. Dar de lipsa de instrumente despre care vorbeați puțin mai devreme, și sunt convins că ar putea fi mult îmbunătățită legislația. În primul rând ai nevoie de un sistem informatic digitalizat. Hai să arate. De când intră camionul ăla pe graniță, în punctul Vamal, la 15 puncte, se duce la compania X din Ilfov. Păi compania X din Ilfov are capacitate de neutralizare a deșeurilor, cumva de transformare a lor în nu știu, în altceva, într-un produs finit care să dea plus valoare, așa cum spune autorizația. Te duci la compania X din Ilfov și de fapt vezi că are două cazane în care dă foc. Cazane puse în mijlocul curții și dă foc la deșeu. Dar dincolo, ca să și formulez întrebarea, dincolo de lipsa asta a instrumentelor, dintre soluțiile pe care dumneavoastră l-ați folosit atunci când conduceați garda de mediu, din informațiile pe care le aveți, se mai aplică vreo parte? Ele se aplică, dar se aplică discreditar. Azi, într-o parte, ne facem că aplicăm niște... Uite, vă dau un singur exemplu. Acum câteva zile, la Bălțeni, acolo unde unul din aceste pocare de arde ilegale, a fost garda de mediu în control pentru a stopa aceste arde ilegale și a verifica ce se întâmplă. În Bălțeni sunt 24 de companii care se ocupă de deșeuri. Într-un sătuc, 24, bine, în sintetă sunt 130, cred. Așa am văzut. E o preocupare intensă pentru așa ceva acolo. Da, da. Din cele 24 de companii, firme, foarte multe dintre ele se ocupă de dezmembrare auto. Niciuna dintre ele nu are autorizație pentru dezmembrare auto. Trebuie o platformă betonată, trebuie niște zone unde să depui uleiurile care scurg din mașini, dar niște contracte cu deșeurile alea foarte toxice care rezultă din dezmembrare auto. E plin de camioane acolo, de autobuze, de mașini care sunt dezmembrate. Nu a fost verificat, din cât mi-aduc aminte, acum câteva zile, nici o firmă să vadă. Și dacă informația aceasta a ajuns la noi, la telespectatorii noștri, sunt convins că e și în posesia autorităților care, fie din incompetență, fie din complicitate, nu au niciun fel de reacție. Mulțumim pentru intervenție, Octavian Berceanu. Sper să mai vorbim zilele acestea pe și mai mult concret. Luăm o scurtă pauză, după care ne vălim, pentru că avem informații de ultimă oră din Donbass, de acolo.